Partida dintre HC Zalău și HCM Baia Mare a fost un spectacol pentru sutele de persoane de la Sala Sporturilor din Zalău. Partida s-a încheiat marți seara în favoarea băimărenelor cu scorul de 33-21. Partida a început în forță pentru ambele echipe, însă după primele 5 minute, băimărencele au început să se distanțeze. Astfel, până la pauză, handbalistele profesorului Gheorghe Tadici s-au luptat să reducă din avantajul echipei oaspete, însă nu au reușit. Tabela de marcaj arăta la pauză scorul de 17-8 pentru Baia Mare, iar jocul dur și agresiv din apărare al băimărencelor a fost sancționat prin eliminări. În a doua repriză, HC Zalău părea că își revine, însă fetele nu au reușit, iar pe fondul unor greșeli de neconceput, după cum susține antrenorul Gheorghe Tadici, au pierdut duelul cu liderul Ligii Naționale la o diferență de 12 goluri la scorul de 33-21. Antrenorul Gheorghe Tadici a felicitat echipa băimăreană și a recunoscut diferența de valoare dintre cele două echipe. Victoria indiscutabil meritată a echipei din Baia Mare este o diferență de valoare exact cum arată scorul sau poate ceva mai jos, s-au dus la 12 goluri, în primul rând pe niște greșeli de neconceput, practic, ale noastre, superiorități numerice în care n-am marcat, am primit 7 goluri în superioritate numerică, am ratat 5 aruncări de la 7 metri, 4 sau 5 aruncări, nu știu câte au fost exact, dar aici undeva și sigur că în condițiile astea ușurez mult munca adversarului. Din păcate, îmi pare rău pentru public, nu ne-am ridicat la nivelul sau nu ne-am apropiat măcar de nivelul adversarului. Pe undeva este normal, jucătoare cu mare experiență și jucătoare de lot, spre deosebire de ceea ce se întâmplă la noi. Avem și noi o serie de probleme medicale, sigur ne lipsește foarte mult, în primul rând Pintea și Varga, care sunt cu totul alte soluții față de ceea ce avem. Sunt multe jucătoare care se pierd într-o asemenea atmosferă, deci nu vreau să găsesc circunstanțe, însă, așa cum v-am spus, valoarea echipei din Baia Mare este indiscutabilă. Peste noi și pentru a putea face un joc strâns, așa cum ne-am fi dorit dinainte de joc sau cum am declarat înainte de joc, ar fi trebuit să jucăm foarte bine sau aproape exact din punct de vedere tactic. Antrenorul echipei oaspete, Costi Căbuceschi, s-a așteptat la această victorie, însă nu s-a așteptat la diferența aceasta de goluri în comparație cu evoluția echipelor. Acesta a ținut să arate că în ipostaza în care se află echipa HC Zalău acum, se afla el cu echipa lui acum câțiva ani. V-ați așteptat la această victorie? La victorie poate mă așteptam și îmi doream foarte mult. La această diferență nu. Trebuie să recunoaștem că e o diferență prea mare cu ceea ce s-a desfășurat pe teren, dar așa se întâmplă când joci cu o echipă care are și rezerve la același nivel cu titularele. În momentul în care echipa ta are 7-8 jucătoare de bază și faci schimbări sau începi să cadă fizic, se creează o diferență. Am pățit și noi lucrul ăsta când am jucat în ceilalți ani cu Olchim. De la 3-4 goluri, când ne uitam pe tabele, erau 10-12 și nu înțelegeam cum se întâmplă. Acum eu sunt de partea cealaltă, de partea aia bună, și văd cum se întâmplă lucrul ăsta, păstrez tot timpul același nivel, păstrez tot timpul același tempo și echipa adversă nu prea poate să facă față unui tempo, mai ales dacă nu are rezerve să facă schimb. Cătălin Cherecheș, primarul municipiului Baia Mare, s-a aflat la meci în tribuna oficială alături de mai mulți reprezentanți ai presei din Baia Mare. A făcut galerie echipei pe care o finanțează, însă la final ne-a declarat că ambele echipe trebuie felicitate. A ținut să spună și faptul că aștepta cu nerăbdare acest meci, deoarece simțea o anumită plictiseală în campionat, iar duelul dintre cele două echipe urma să schimbe acest lucru. Eu cred că trebuie să felicităm ambele echipe, să felicităm publicul. E o pasiune între cele două echipe mereu. Am fost și anul trecut la meci și mi-a făcut plăcere. Am fost și acum și chiar am așteptat acest meci pentru că devenea într-un fel plictisitor campionatul și indiferent de scor, cred că ambele echipe au dat tot ce au putut. Eu înțeleg că echipa de la Zalău este în construcție. Eu am încredere în ceea ce face profesorul Tadici aici și cred că la Zalău tradiția în handbal va continua.
mai ales că profesorul Tadic are mereu mână bună la jucătoarele tinere și e un om care șlefuiește foarte bine talente.